că suntem confuși. Pentru că ce este femeia, dacă nu, și o eternă poezie. Astăzi încep eu, ca de obicei, oficialitățile de gazdă. O să avem foarte multă muzică, o să avem și o gală, dar o altfel de gală. Pentru început, dați-mi voie să prezint pe cei mai nou intrați în salonul Gutenberg, de diferite vârste, de diferite profesii. Și o să vedeți când prezintă colega mea, Carina Baba, revista, veți vedea că avem 7 sau 8 debutanți. Din ianuarie până acum ni s-a dus vestea ca poveste. Dați-mi voie să spun bine au venit doamnei Faur, soția domnului administrator al editurii și tipografiei Gutenberg, împreună cu fiica lumea ei, doamna Raluca. Iată cum povestea noastră din ianuarie, prin domnul Bogdan, a prins aripi și, pentru mine, a prins drag. Apoi am să-l prezint pe un vechi prieten de-al meu, poate pot să spun un frate mai tânăr, pe domnul Ioan Chișoan de la Macea, fost director de Cămin Cultural și coleg cu mine la Curtici, la Casa de Cultură, care ne va întreține și muzical astăzi. Apoi o să prezint un tânăr discipol al domnului profesor Horea Tuță, Răzvan Mureșan, student în anul 2, dacă bine știu, la Facultatea de Istorie de la Universitatea din Timișoara. Momentele muzicale de astăzi, pe lângă cele tradiționale, să le spun așa, vor fi astăzi asamblate într-un duet folk de către domnul Lucian și soția. Sunt recomandați... A, bine, soția, îl însoțește astăzi soția. Am uitat să spun că întâlnirea noastră este înregistrată. Carina a pornit tableta, bun. Doamna Ponta și cu domnul Lucian vor avea câteva intermețouri muzicale. Desigur că... Nu pentru prima dată la noi, dar cu o raritate, să spun așa, este domnul Magu Lazăr, este doamna Florescu Domnica, doamna, familia domnului Bradin, este Bianca, o altă prietenă de-a mea, și pentru cine nu ați auzit de la început, este prezentă și în calitate de mamă și de fiică, de mamă de autor, doamna doctor Carmen Cândea, pentru cei care nu știți. Am invitat-o astăzi să o reprezinte și pe Ioana, care scrie cel puțin de 7-8 ani, de pe vremea cât era elevă la Moise Nicoară. Acum îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva din cei nou veniți. Restul vă știți și după locurile de la masă și după tot. Vom avea foarte multe surprize și la sfârșit ne vom despărți cum ne-am despărțit anul trecut într-o anumită vreme. Muzica, vă rog!
să-l spui tu mie. Mărie, Mărie, ia să-l spui tu mie, care frunză bate ca la sfârșit să întâlnim o poveste nemai povestită. În ceea ce ne privește Gutenberg, a doua mea casă, al doilea meu, al meu copil, Guti, trebuie să vă spun că suntem tot sub imperiul celor 625 de ani de la nașterea lui Gutenberg, a 555 de ani de la moartea Domnului Gutenberg, pentru că oricum suntem o constelație Gutenberg, ba dacă nu mă înșel și n-aș merge prea departe, cred că suntem unici, nu vreau să spun chiar în lume, dar să avem tipografie și editură care să ne patroneze, să avem salonul Gutenberg, ceea ce se întâmplă astăzi aici, deschiderea salonului de primăvară, să avem revistă Gutenberg, pe care ne oferă gratuit și o distribuim la rândul nostru gratuit, este mare lucru. Dar mă apropie acum de un bun prieten de-al meu, nu l-am anunțat de la început, pentru că n-a venit întâmplător aici. Este vorba de domnul Bogdan Artelian Florian de la Macea, fiul domnului Artelian. Mai stai un pic în picioare, pentru că aș vrea cu permisiunea dumneavoastră să dedicăm acest salon celor 40 de ani de festival de satiră și umor de la Macea. Pentru că în urmă cu 40 de ani, în anul 1983, l-am deschis tocmai primăvara în 4-5 aprilie. Astăzi este domnul director al Căminului Cultural de la Macea, care se pare că, de ce să nu fiu acum și eu lipsită de modestie, mie și lui tată s-o ne calcă pe urmă. Așa că este un nou membru, de fapt l-am prezentat în Serbia, unde am fost 16 persoane și am mers cu Colinda. Același salut aș vrea să-l spun acum la Uzdin, unde prietena noastră, Adina Matei, reprezintă Aradul, la festivalul de recitatori de la Buna Vestire de la Uzdin. Dar pentru dumneavoastră care știți sau care nu știți, tatăl dumneaei a fost printre inițiatorii acestui festival de la Macea, în sală alături de mine se află și domnul profesor Horea Druță. Pe atunci nu aveam căpestre la gură, nici leucoplast, decât dacă ne ascundeam sub metafora ironiei sau a satirei. Am ținut neapărat să fac această precizare, pentru că orice text are și un pretext. Invităm acum la... sunt aici deja. Domnul Lucian, vă rog să vă prezentați, că aveți un nume atât de fain, încât eu numai pe silabe o să vă pronunț. Vă rog. Mulțumesc.
să spun ce am de spus, că lumea noastră oarbă, tu crești purura în sus. Te lovesc și ploi și broaște, dar și te zgrivesc plecând. Vine vita și te paște, oasele te iau la rând. Fii de iarbă perecute, fii de iarbă, fii de iarbă frumusă, fii de iarbă, și din iarbă sunt făcute. Hainele lui Dumnezeu. Fir de iarbă, fir subțire, toți și vii te înțeleg. Tu ești cartea de citire a pământului întreg. Ai în tine tremur sfânt, vei ești plată și răsplată, între leagă și mormânt. Fii de iarbă perecute, fii de iarbă, fii de iarbă frumusă. Nu, vreau să vă spun eu încercărilor.
Ce înseamnă metafora? Femeie, trup de orhidee. Între timp o să le provoc și pe domnul profesor Valeriu. Repetați întrebarea. Ce înseamnă femeie cu trup de orhidee? Uf, Doamne, o literatură întreagă s-a scris despre treaba asta. Cei mai mari poeți, nu există poezie mai frumoasă, literatură mai frumoasă, pagini mai frumoase decât cele dedicate femeii. Ca mamă, ca soție, ca prietenă. Ce mult te-am iubit, zice Zaharia Stancu. O poemă de la prima până la ultima pagină. Eminescu, toți au dedicat gânduri dedicate mamei. Bun, pentru că ne grăbim numai puțin. În timpul mesei o să vă rog să aveți intervenții. Domnule profesor Tominica. Minulescu. Ce spus femeie sau de ce a scris Minulescu? Nu este nimic regizat. Asta ca să vă rog după aceea, eu o să vreau să mai am o intervenție în timpul mesei. Poftiți, domnul profesor. Cineva s-a dus la Nichita Stănescu, ordin de la șef, să descrie 10 poezii. Și Nichita Stănescu îi scrie, într-adevăr, 10 texte poetice. Și mai zice, mai dăm un bilet. Și dă un bilet și mai scrie a 11-a. Atunci scoate bricheta și arde. Asta nu înseamnă că poezia nu există. Ea există. Ce a scris de Nichita Stănescu. De aceea scriu bărbați. De ce sunt femeie? Da. O să mai fie intervenții. Aș vrut în timpul mese, pentru că timpul este foarte înaintat. Mi s-a șoptit că lumea se grăbește să plece, dar nu știți. Atâta vreau să spun. Da. De ce nu poate fi asemuită femeia cu orhidee? Pentru simplu motiv că orhideea trece atât de repede și femeia rămâne să ne iubească, să ne îndrăgească, să ne facă copii, să ne facă pe noi mari, să ne ocrotească și așa mai departe. Vă mulțumesc! Da, domnul Horia Trunță, domnul Celus Ciobanu, am înțeles că și domnul Marius Brașa, o să vă rog foarte scurt, astăzi este numai despre femei. Vă rog, poftiți! Vorbe completare la orhidee. Când spun orhidei, mă gândesc la ceva exotic. Că nu crește peste tot. Ce exotic este frumos, e permanent și nu poți să faci o comparație mai frumoasă între femei decât cu orhidee. Da? Și să vă gândiți la frumusețile exotice a lui Gauguin. Oh, mulțumim! Doamna redactoră! Domnul Horea, da, vine acum, domnul. Doamna redactoră, nu un lucru vreau să mai spun. De ce spun? Da. Vreau să vă spun că lasă o jumătate de minut. Vreau să vă spun că acest număr de revistă este cu adevărat o revistă profesionistă. Felicitări. De ce scriu femeile? Da, profesor Horea Truță, vă rog, suntem într-o emisiune care se registrează. Jumate de minut, răspunsul. Da. Răspunsul de doamna Cândea, se vede că n-a citit prima pagină, pe două pagini. Răspunsul e unul singur, fiindcă există Gutenberg. Da, acum pe asta. Sper să trăiesc acele clipe în care să scriu o carte cu editorialul mele. Mulțumesc celor câtva care au distribuit revista și au citit editorialul. Și acum a venit momentul, totuși. Domnul Marin, să stați apoi lângă mine. Da, da. Editorialele mele sunt cu Sclaps. Și doi, trebuie să mulțumesc celor trei domni, iată, prezenți, care s-au aplecat foarte frumos, dar foarte diferit, asupra cărților mele gemene. Domnul Valeriu Puneu, care lipsește, cu o îndrăzneală care nu cred că mă caracterizează, mi-a numit cărțile Opera Omnia. Domnul Valeriu
Ilica a scris două cronici, iar domnul Anton Ilica a scris prima cronică numită autobiografie intelectuală singulară, mă rog. Ce vreau să spun cu asta? Că mi-am făcut singură recenzia, am îndrăznit să vorbesc despre mine, dar n-am avut spațiu, eu n-am avut spațiu numărul din martie să public, așa că numărul din iunie o să am un editorial, dar o să am și propria mea recenzie. Aș vrea acum să vă doresc poftă bună și să-l rog pe domnul Marin să vină lângă mine și am să vă rog pe dumneavoastră să-mi permiteți ca eu să intervin, nu în calitate de gazdă, pe Ioana am să rog să vină să-mi țină microfonul, dar dacă vreți chiar să intervin în numele meu, Ioana, te rog să-mi ții microfonul. Pe mine nu m-a întrebat niciodată nimeni dacă sunt puternică, aici lângă mine. Nu m-a întrebat nimeni dacă sunt puternică, ci m-a obligat să fiu puternică. Orice text, vă spuneam, are și un pretext. Întâlnirea noastră de astăzi este femeia. Este femeia care spune așa. M-am născut într-o zi de mai, cu flori de salcâm în poala mamei și fața-i surzând. Luna aprilie și luna mai sunt luni în care eu spun doar atât. Îndumnezeiește, Doamne, clipa sau, de ce nu, peste două zile îmi servez aproape odată cu Nikita. Mama mea este născută la o zi diferență de Nikita Stănescu. 13. Oprește ceasul, a bătut de 13. Și ce mult mai e până acolo. N-am să vin odată, agață la intrare de pereți icoane, în verde, ori în gri, ori în maro. Sau, mai bine, îndumnezeiește-mă. Dați-mi voie să-mi servez astăzi ziua de naștere și să răspund aproape lui, de departe, cel care anul trecut v-a convocat tot pe dumneavoastră în 30 aprilie, fără ca eu să știu nimic și să fiu îmbrăcată pentru un parastas și nu pentru aniversarea. Îmi place să mulțumesc, să plătesc, dacă se poate, dublu, și să mă consider, sau să vă consider familia mea. Nu este ziua mea decât peste o lună, dar nu era un alt pretext decât acum să știți că acolo fiul meu mi-a dat acordul la Timișoara ca astăzi să vă ofer felia de feminitate pe care ați primit-o sau poate a fost în derâdere, este felia de tort pe care vă rog să o serviți înspre mine. Și acum are cuvântul domnul Marcu. Cu ce are pregătit? Nu cu poezia, domnul Marcu, da. Domnul Marcu a intuit și nu știu cum de a intuit, că nu știa nimeni. Am să vă rog să serviți și din șampania care mi-a fost oferită și să-l aplaudăm pentru acest frumos gest. Vreau să vă spun doar atât. Cel mai frumos poem pe care l-am scris eu și altul mai frumos decât acesta nu pot scrie este acesta. Mama îmi ține locul cărților necitite. Da. Mulțumesc. La mulți ani, Florica. Mulțumesc. Nu am vrut să citesc. Fără tine nu ne puteam vedea aici, nici azi, nici înainte, nici... Dar să sperăm că de acum acolo ne vom putea vedea mai des, sau chiar dacă nu mai des, la fel de frumos. Te iubesc. Da, și eu vă iubesc. E nevastă mea aici, să știe că te iubesc. Știe. Așa. Considerați acest gest al meu firesc. Pentru că și mie anul trecut să vină fetele domnului colonel și să vă adune, nu știu prin ce minuni la Astoria, să mi se serveze această zi de naștere. E sărbătoarea Paștelui, atunci sunt multe. Puteam să spun atât mamei mele, ce frumos stă mama
nu ți-e frig? Hainele tale sunt tot albe, așa este și tortul, dar și cu puțin roșu. Nu este nimeni obligat și vă rog să mă înțelege și când spun de poze și când spun de întâlnirile acestea. Este plăcerea mea că atunci când eu am primit ceva acum 4 ani să împart cu dumneavoastră. Și vă rog frumos să mă considerați atât de naturală cum a spus domnul Marte. Vă mulțumesc frumos! Pe feminitate, vă mai rog, dacă totuși doriți să ne mai trimiteți materiale 3 zile, domnul doctorul mi-a șoptit, deși sunt foarte mulți. Cine nu dorește tort, vă rog să primească să ducă la pachet la familie, copii, soție. Poză de grup, îmi spune domnul Boran, mi se pare că așa e frumos. Câți mai sunt? Mă rog. Știți că eu cu pozele am o problemă? Da, așa, Bogdan, ce aș mai putea să spun? Gura satului, gura lumii slobodă. Nu acoperă numai pământul. Vă rog să rămâneți. În 5-6 august, la Marcea, salonul Gutenberg este invitat. Da, mulțumesc frumos de participare, rămâneți să serviți felia dulce. Și așa, hai Ioana, mai mobilizează. Și Ioana, ești în secretariatul tehnic? Mai scutește-mă pe mine, Ioana. Și acum pentru toate domnule că am înțeles că am sărbătorit astăzi și 8 martie și toate ziua mărțișorului, mulți ani trăiască pentru toate doamnele. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani. Maturizare, 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 matur